Frați și surori, doresc să-mi exprim bucuria de a fi în mijlocul dumneavoastră și vreau să vă spun că în seara aceasta bucuria mea a fost și mai mare să văd aici fețe cunoscute, să mă bucur de frați cu care am început pe calea slujirii, pe care îi văd încă pe calea lui Dumnezeu și zic binecuvântat să fie Domnul pentru lucrul acesta. Amin. După cum ați ridicat mâinile, după cum v-ați manifestat dorința ca Dumnezeu să vă vorbească, cred din toată inima că sunt în mâna Domnului. Amin. Și dacă sunt în mâna Domnului, cred că Dumnezeu e acela care poate să ne vorbească în seara aceasta. Așa cum se amintea, nu vă uitați spre oameni, pentru că oamenii vă vor dezamăgi. Priviți spre un Dumnezeu care nici n-a dezamăgit, nici nu dezamăgește și nici nu va dezamăgi, pentru că e sfânt, mărit să fie numele Lui. În această seară am citit înaintea dumneavoastră un cuvânt care îl cunoaștem bine. Nu doresc să vă aduc noutăți. De obicei, când se ascultă cuvântul lui Dumnezeu, când vine cineva care n-a mai fost la dumneavoastră, cum sunt eu, cel puțin fratele Daniel, știu că a mai fost, există așa o pretenție, probabil, ca să aflăm ceva nou. Dacă m-am uimit ceva aici, în țara aceasta numită Spania, e că oamenii sunt foarte vorbăreți. De dimineață m-am trezit și după ce am stat un timp înaintea lui Dumnezeu, am făcut așa o plimbare pe aici, prin zona asta și am văzut oameni întâlnindu-se pe stradă atât de vorbăreți unii cu alții și am zis, probabil, caută noutăți. Și m-am dus un pic în piața asta aici la dumneavoastră și acolo din nou se întâlneau, parcă se cunoșteau toți și tot discuții unii cu alții, noutăți. Asta este ceva ce căutăm și noi. De cele mai multe ori am vrea ca să vină cineva să ne aducă o noutate din Sfânta Scriptură. Vreau să vă spun că seara aceasta nu venim cu noutăți. Venim cu ceva vechi, venim cu ceva în același timp actual și nou, și anume că trebuie să ne sfințim, că Domnul nostru e gata să vină. Binecuvântat să fie numele Lui. Evanghelia aceasta lui Luca, din capitolul 16, o citește și preotul, când are loc câte o mormântare, în afara acelei duminici speciale în care o au ei rânduit în calendarul lor ortodox, cu pregădere pentru că noi românii suntem ortodoxi, în afara de acea duminică când el o citește și o predică în Sfânta Biserică, cum spun ei, de obicei această Evanghelie e citită la mormântări. Atunci când merg pe drum cu cel care a decedat și îl duc înspre locul unde va fi înhumat, unde va fi așezat într-un mormânt, pe drumul acela, această Evanghelie a bogatului nemilostiv este întotdeauna citită. Dar în această seară eu doresc ca nu doar să o fi citit, nu doar să ne fi reamintit de ea, ci Dumnezeu să ne ajute să o și înțelegem. Că dacă am observat la ceva în pilda semănătorului, acea pildă pe care Domnul Iisus a spus-o, Domnul Iisus Hristos și-a împărțit auditoriu, adică pe cei ce ascultau, așa cum și în seara aceasta sunt aici, care, oameni care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu vă împarte în patru categorii. Dumnezeu, Domnul Iisus, i-a împărțit atunci în patru categorii, în patru tipuri de inimă, patru tipuri de sol, patru tipuri de pământ, cei întruchipați în pământul al patrulea. Domnul Iisus vine și tâlcuiește pilda ucenicilor săi când ei cer să o tâlcuiască și spune cuvântul lui Dumnezeu așa prin vocea Domnului Iisus: cei închipuiți prin pământul al patrulea sunt acei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl înțeleg. Ca să poți să-l înfăptuiești, trebuie să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu să ne dea în seara aceasta atenție, să-L ascultăm și pricepere prin Duhul Sfânt să-L înțelegem. Doamne, ajută la lucrul acesta. M-am uitat la câteva lucruri care se desprind din pilda aceasta acestui bogat nemilostiv care spune cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi ducea o viață plină de veselie, de strălucire. Apoi ni se spune despre acel sărac pe nume Lazar, plin de bube, care dorea mult să se sature cu firimiturile și nici pe alea nu le primea. M-am uitat că cu timpul amândoi au murit. Vreau să vă spun că săracul n-a ajuns în sânul lui Avram că era sărac. Nu. Sau bogatul a ajuns în locuința morților că era bogat. Probabil mai există și părerea asta, că bogații se vor duce în locuința morților și săracii se vor duce în rai. Nu e adevărat. Nu e asta e modalitatea după care se face diferența. Și în seara aceasta, cred că Dumnezeu ne va desluși și lucrul acesta și zic, Doamne ajută în direcția aceasta. M-am uitat că
bogatul acesta a ajuns acolo jos în văpaie și a ridicat ochii, a început să se roage, a început să implore pe Avram să îl trimită pe Lazar, să îi stâmpere setea, și m-am gândit oare câți ar putea atunci când e arșiță mare, știu că aici la dumneavoastră vara e mult mai cald ca la noi, ca în România, câți dintre dumneavoastră când arde căldura mare la ora 1-2 după amiaz, ați putea să vă stâmpărați setea cu niște apă pe un vârf de deget? Cred că niciunul. Dar am trecut și mai departe și n-am să vorbesc despre modul în care poți să stâmperi setea. Și am ajuns la acea rugăminte pe care în versetul 27, omul acesta bogat, ajuns în văpaie, o face către Avram. Și zice așa: rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri. Să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Acum, dragii mei, bogatul a murit și a ajuns în locuința morților. Lazar a trecut și el din existența aceasta și a ajuns în rai în sânul lui Avram. Despre ei este istorie. În seara aceasta noi stăm înaintea lui Dumnezeu, cu toții suntem oameni, mă gândesc că ați venit în locul acesta preocupați de ceva ce aveți în interior, și anume sufletul, și în seara aceasta aș dori să vă vorbesc despre aceste lucruri pe care atât de mult dorea bogatul ca să meargă cineva la cei care încă trăiau și ce să facă? Să le adeverească, adică să le confirme că astea sunt reale. Că dacă el a pierdut bătălia, că dacă el nu le-a crezut, că dacă el nu le-a acceptat, că dacă el nu le-a dat importanță, cei care astăzi trăiesc trebuie să le dea importanță maximă și zic: Doamne ajută, amin, ca să n-aibă același destin ca el. Și Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Primul lucru care eu sunt în această seară înaintea dumneavoastră ca să vi-l adeveresc din Sfânta Scriptură este următorul și trebuie să-l înțelegem toți. Primul lucru care trebuie adeverit pentru fiecare om, indiferent cine ești în seara asta, este următorul. În fața morții, clasa socială, numele, educația și banii nu au nici o valoare. Noi trăim în lumea aceasta și ne împărțim fiecare dintre noi după școala care am făcut-o. Unii au mai multă școală și alții au mai puțină școală. Ne împărțim după frumusețe, poate. Unii sunt mai frumoși, alții zic: noi nu suntem atât de frumoși. Ne împărțim după poziția socială pe care am dobândit-o datorită banilor, datorită influenței și mai știu ce altceva. Unii sunt bogați și unii sunt săraci. Însă cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta vrea să vorbească tuturor. Indiferent ce părere avem despre noi înșine, în fața morții, toți suntem egali. O, de ce nu înțelegem lucrul acesta? De ce avem impresia că datorită poziției noastre, datorită ceea ce am dobândit noi, datorită ceea ce suntem noi, devenim invincibili? Dragii mei, mai degrabă sau mai târziu, indiferent cine ești, indiferent cât de bine te ții, va veni moartea și la tine. Pentru că ne naștem pe rând și știți cum murim? Pe sărite. Cu 2 săptămâni în urmă, în localitatea Grănicești, din județul Suceava, un tânăr de 21 de ani, a mers dimineața să-l trezească și nu s-a mai trezit. A făcut stop cardiac la 21 de ani. Altul în vârstă de 40 de ani, în localitate la fratele Daniel Hârtie, eram cu fratele Daniel undeva în misiune și sună soția, zice: ai auzit cine a murit? Unul care era în toată puterea. Nu s-așteptau. Și omul acesta a plecat. Mai degrabă sau mai târziu, indiferent cine ești, ascultă-mă bine. Un lucru care eu sunt aici doar să ți-l adeveresc, nu e o noutate, e ceva care refuz să admiți. E ceva care, așa în instinctul nostru, în firea noastră, să ne luptăm și dacă putem să amânăm cât mai mult momentul acesta, și anume al terminării cu pământul acesta,
mai degrabă sau mai târziu, indiferent cine ești, va veni momentul când să pleci din lumea aceasta. Nu contează cine ești. Se spune despre Alexandru Macedon, omul acesta care a trăit vreo 33 de ani, a fost cel mai mare împărat care l-a avut Imperiul Grec. Omul acesta a cucerit tot ce se putea cuceri, a ajuns într-o poziție de cel mai puternic om din lume și înțepat de un simplu țânțar, la doar 33 de ani, omul acesta se apropia să-și dea Duhul. Și înainte ca să-și dea Duhul, omul acesta, cu toată influența lui, cu toată puterea lui, cu toată capacitatea lui militară, cu toată bogăția lui, când a văzut că îi se apropie sfârșitul, a zis: vreau să dau o ultimă lecție pentru toți urmașii mei, pentru toți slujitorii mei. Și a zis el: vreau să se împlinească, să se îndeplinească 3 porunci după moartea mea. Și toți au zis: maestate, ce dorești? Omul acesta a zis așa: atunci când voi muri, pentru că vedea că îi se scurge viața din el, a zis: vreau ca corpul meu să fie așezat într-un sicriu și sicriul să fie dus pe umeri de cei mai renumiți medici. Cei mai renumiți medici din Imperiu să vină în ziua mormântării mele și să ducă corpul meu spre locul unde avea să fie mormântat. Apoi omul acesta a zis: pe lângă faptul că vreau să vină acești renumiți medici, aș vrea să știe toți că în fața morții, prin mesajul acesta vreau, prin faptul că oamenii aceștia vor duce sicriul, vreau să transmit un mesaj: în fața morții, nici cei mai renumiți medici nu pot să facă ceva sau să prelungească într-un fel viață. Apoi a mai zis omul acesta următoarea poruncă, zice: în timp ce va fi dus sicriul cu corpul meu neînsuflețit, aș vrea ca parte din avuțiile mele să fie aruncate înaintea sicriului, pentru ca tot să vadă că marele Alexandru Macedon nu ia nimic și bogățiile nu-l pot ajuta în fața morții. Și a treia poruncă, zicea el, aș vrea să mă îngropați cu mâinile afară, pentru că am venit gol în lumea aceasta și plec la fel de gol. Și atunci, dragii mei, în această seară, dacă Alexandru Macedon, care a ajuns pe vârf, a ajuns la concluzia asta: cine sunt eu și cine ești dumneata ca să crezi că vei scăpa? Ascultați-mă, mai degrabă sau mai târziu, va veni și peste noi. Un lucru care sunt aici ca să vi-l adeveresc în seara aceasta, un lucru care bogatul acesta nu l-a înțeles, trist. În fiecare zi citesc în cuvântul lui Dumnezeu în versetul 19, în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Dar ce trist este că viața lui s-a măsurat în ce? În zile. A venit un moment și o zi și o clipă și un moment în care s-a terminat cu zilele lui. Dar până atunci el n-a conștientizat că va veni momentul acela. Vreau să vă întreb, după ce l-a conștientizat, i-a mai fost de vreun folos? Nu, din păcate nu. De aceea în această seară eu sunt aici înaintea dumneavoastră ca să vă adeveresc că noi suntem creați ca să murim. N-am fost creați ca să murim, nu ăsta a fost scopul lui Dumnezeu, dar pentru că am venit în lumea aceasta în care păcatul a pus amprenta și prin păcat a intrat moartea, fiecare om care se naște din femeie, fiecare om care vine în existență, mai degrabă sau mai târziu, va muri. Și nu sunt aici ca să vă înspăimânt cu clipa morții, ci sunt aici doar ca să vă aduc aminte. Pentru cei care credeți câteodată că veți trăi veșnic, sunt aici să vă spun că mai degrabă sau mai târziu, va trebui să plecăm de aici. Grupul Speranța are o cântare care spune: dacă toate trec în viață ca și cum n-au fost, atunci care e sensul vieții? Și ce are rost când bogații și săracii mor fără nimic? Atunci pentru ce se merită azi să te dedici? Și refrenul cântării spune: pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu să trăim. Doamne, ajută-ne! Amin. Ce târziu înțeleg oamenii lucrul acesta? Ce târziu pricep oamenii că ei n-au venit la voia întâmplării în lumea aceasta?
Că viața asta nu e o goană înspre moarte, spunea o poezie, la care ajungi când crezi că ea e departe. Tu n-ai încercat, spunea poezia aceasta, a te întreba vreodată de ce e atât de scurtă viața ta? De ce la moarte, când cerșești secunda, știința nu ți-o poate da? Nu. Pentru că viața nu-i descoperirea sa, ci viața e dată de acel care o și poate la. Și acesta este Dumnezeu, binecuvântat să fie. Sunt aici în seara aceasta să vă spun, să vă adeveresc un lucru, să vi-l reconfirm. Suntem trecători. Asta ar fi vrut bogatul de acolo, din locuința morților, din văpaie, să transmită fraților lui. Oameni buni, deși sunteți bogați, deși aveți tot ce vă trebuie, atenție, sunteți trecători. Și momentul următor în care ai înțeles că ești trecător, urmează un alt mare adevăr. Un alt mare adevăr care sunt înaintea dumneavoastră în locul acesta, să vi-l adeveresc, să vi-l readuc aminte, și anume, după moarte nu se termină. Există după moarte o veșnicie. Există după moarte o veșnicie cu două destinații. Și ascultați-mă, trebuie să cunoaștem de aici, din lumea asta, foarte bine și foarte sigur unde ne ducem după ce murim. Sunteți de acord cu mine? Amin. E atât de important. Am venit împreună cu fratele Daniel și ne-am dus la aeroport și am întrebat: în ce direcție mergeți dumneavoastră? Păi noi ne ducem în Spania. Unde în Spania? La Valencia. Și o să mergeți pe poarta asta, mergeți pe culoarul ăsta, că ajungeți la poarta de îmbarcare, sigur ajungeți în Valencia. Cum ar fi fost să ne fi dus noi în aeroport și să fi zis: bine că am ajuns în aeroport, acum vom vedea noi unde om ajunge. Primul avion și vedem unde se duce. Ce spuneți, ne primea cineva în avion? Nu. Pentru că oamenii trebuie să știe fiecare încotro se duce. Pe pământul acesta suntem atât de preciși. Și oamenii au inventat GPS-ul și îi spune exact adresa și bagi codul și adresa și numărul casei și te duce fix în fața casei, ca nu cumva să te rătăcești, nu cumva să greșești. Oare de ce când e vorba de sufletul nostru, care nu dăinuiește 70 sau 80 de ani pentru cei mai tari, ci dăinuim veșnic, fără ceas, fără sfârșit, de ce nu ne preocupăm în ce direcție ne vom duce? Vreau să vă întreb, dumneavoastră știți în ce direcție veți merge? Pentru că vreau să vă spun, într-o zi a venit unul din cer, picioarele lui au călcat pământul, s-a ridicat în fața oamenilor și a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Știți unde mă duc? Și știți și calea într-acolo. Este Iisus Hristos, mărit să fie El. Pe aceeași cale pe care a venit El, ne putem duce noi la Tatăl. Pentru că El a venit ca să deschidă o cale, să deschidă o poartă într-o stâncă imensă care am construit-o prin păcatul nostru între noi și Dumnezeu. Și a despicat acea stâncă prin perdeaua din lăuntru, adică prin trupul Său. Și a zis: vrea cineva să vină la Tata? Eu sunt ușa. Vrei să intri? În seara aceasta vreau să te întreb, știind că după moarte există o veșnicie care poate să fie petrecută doar în două locuri, într-un loc de chin sau într-un loc de bucurie, tu știi unde te duci? Pentru că Domnul Iisus Hristos vorbea ucenicilor săi și le spunea: voi știți unde mă duc? Voi știți și calea într-acolo? Mă voi duce și nu după puțină vreme mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Tu ai siguranță unde te duci? Mă adresez cu precădere prietenilor, dar mă adresez și celor care se pretind a fi credincioși, de mai mulți sau de mai puțini ani. Am cunoscut oameni care, după ani de pocăință, i-am întrebat: frate, ești sigur că ești mântuit? Zice: știu eu, știe Domnul, s-a vedea în ziua aceea. Oare chiar așa? Când cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune fiecare dintre noi în 1 Ioan capitolul 3 și spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tata, ce să facem? Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și zice: vom fi, se va vedea, oare se va ști? Așa scrie. Și suntem măriți să fie numele lui Dumnezeu. Tu știi că ești un copil al lui Dumnezeu? Tu ai certitudinea asta în fiecare zi că ești un copil al lui Dumnezeu? Că tu nu ești al pământului acestuia, aici ești temporar.
Aici e boală, aici e necaz, aici e cancer, aici e foame, aici e criză, aici e nevoie. Tu aici ești pasager. Tu ai o destinație veșnică. Tu știi unde te duci? Există două destinații. Una este în chin și una în bucurie. Ceea ce face diferența în seara asta, pentru fiecare dintre noi, e ușa pe care intrăm. Și ușa asta e o persoană. E Domnul Iisus, mărit să fie. El a venit de la Tatăl și scopul lui a fost clar. În momentul când stă în fața lui Pilat, îl întreabă Pilat, tu cine ești? Ești tu un împărat? Și Domnul Iisus Hristos atunci vorbește și este singurul loc din Sfânta Scriptură în care El singur declară pentru ce a venit în lume. Este singurul loc din Sfânta Scriptură unde El declară pentru ce s-a născut. Și zice, eu sunt împărat. Eu pentru asta m-am născut. Ca să fiu împărat. Și ce să fac? Să mărturisesc despre adevăr. Și a întrebat Pilat, ce este adevărul? În ziua aceea Pilat a înțeles greșit. El era adeptul filozofiilor grecești care căutau adevărul, căutau logosul, dar logosul stătea în fața lui. Fiul lui Dumnezeu stătea în fața lui. Și cea mai bună întrebare care putea să o pună în acea zi Pilat era, cine este adevărul? Și Domnul Iisus ar fi zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Binecuvântat să fie El. Dragii mei, nimeni nu poate să vină la Tată decât prin Domnul Iisus. Vedeți ce trist este. A treilea adevăr, care vreau să vi-l adeveresc înaintea dumneavoastră în această seară, este că, dincolo, rugăciunile și milostenile nu mai sunt valabile. Dincolo, rugăciunile și milostenile nu mai au nicio valoare. Omul acesta începe să se roage. Omul acesta începe să se roage și a început să se roage așa cum a fost învățat pe pământ. Ați sesizat poate în textul acesta că el nu s-a rugat la Dumnezeu, la Jehova, cum îi spune în spaniol. Ci el cui s-a rugat? Lui Avram. Pentru că el pe pământ era obișnuit să se roage la ce? La sfinți. Dar chiar și așa vreau să vă întreb, rugăciunea lui a fost ascultată? Nu. Milostenia lui Lazar a putut să aibă loc? Adică să-i fie milă, cu zis, ai milă, de mine trimite pe Lazar să moaie degetul în apă și să-mi stâmpere setea. A avut loc rugăciunea? A avut vreo valabilitate rugăciunea lui? Nu. A avut vreo valabilitate milostenia care putea să-i o facă Lazar? Nu. Pentru că rugăciunile și milostenile se fac aici. Doamne, ajută-ne să ne preocupăm cu ele. Ce trist este că atât de puțin ne preocupăm. Și Domnul Iisus vine și spune, dați-vă silința să fiți cei din tâi în casele voastre. Să fiți cei din tâi în vilele voastre. Să fiți cei din tâi în mașinile voastre. Să fiți cei din tâi în vestimentația voastră. Să fiți cei din tâi în clădirile bisericilor și în cele mai tari catedrale. Asta spune Domnul Iisus? Dați-vă silința. Știți ce înseamnă asta? Efort. Să fiți cei din tâi în fapte bune. Doamne, dă-ne puterea aceasta. Amin. Un zgârcit miliardar rus, atât era de zgârcit, ajunsese banii care a strâns, văzând că îi se apropie clipa morții, fiind în vârstă, să ceară de la servitori în fiecare zi câte un borcan cu miere, înmuia acolo rublele, bagnotele de rublele și le mesteca, le înghițea. Nu cumva să aibă parte ce rămân în urmă de banii lui. Și într-o noapte are un vis. Deși a mâncat mulți bani, au rămas mulți bani, și în visul acela se făcea că un înger al lui Dumnezeu l-a luat și l-a dus în cer, în paradis. Și a început acolo să-i arate, zice, uite aici, o vilă frumoasă, extraordinară. Și omul ăsta întreabă, cât costă? Și ăsta zice, 2 milioane de ruble. O, am. Merge mai departe și zice, uite aici, un palat extraordinar, un castel deosebit. Și ăsta întreabă, cât costă? 5 milioane de ruble. O, am, nu-i nicio problemă. Și tot așa, mergând, îi arată îngerul. Și după ce i-a arătat toate astea, zice, acum, dacă tot le-am văzut, vreau să le ia, unde trebuie să plătesc? Și îngerul zice,
din păcate pentru tine, caseria nu e aici, ci că caseria e jos pe pământ. Numai că a fost prea târziu, că noaptea aceea a murit. Vedeți? Haideți să facem un exercițiu de imaginație în această seară. Fiecare dintre noi, creștini, dacă ar fi acum să se termine viața noastră, viața ta să se termine seara asta și Dumnezeu să te ducă dincolo, tu ai ceva construit acolo? Ți-ai construit ceva acolo? Când ai venit în Spania și ai început să lucrezi cu precădere cei tineri, eu mă uit la ceea ce s-a petrecut la noi. Tata a zis, băieții, n-am ce să-ți dau mai mult. Ne-a rămas o bucată de pământ de la părinți, îți dau bucata asta de pământ. Nu am putere să-ți fac o casă, te descurci. Și ai venit în Spania și ai muncit aici și ai trimis acasă la tata și la mama euro și tata și mama au mers cu euro, i-au schimbat, au cumpărat beceauri, au cumpărat ciment, au construit, au mers la un arhitect care ți-a făcut un plan și ți-a făcut o casă. Dar tu ai câștigat banii aici, i-ai trimis acolo și cineva ți-a construit acolo. Cred că mulți dintre dumneavoastră îmi dați dreptate că așa ați procedat. Așa-i? Așa-i. Pentru că mulți au făcut așa. Ei, pe pământul acesta ați muncit aici și vi s-a construit acolo. Domnul Iisus Hristos la fel ne spune, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Locul acela pentru tine și pentru mine e cumpărat cu însuși sângele Său, binecuvântat să fie numele Lui. Tu ce ai construit deasupra? Ai vrea să fii mântuit ca prin foc? Să n-ai nimic dincolo? Pentru că Domnul Iisus ne dă o pildă a ispravnicului necredincios și morala acelei pilde sau explicația sau miezul acelei pilde a ispravnicului necredincios zice, faceți-vă și voi, prieteni, cu ajutorul cui? Bogăților nedrepte. Astea de pe pământ nu sunt noastre, sunt nedrepte, dar noi credem că sunt noastre. Ca ei ce să facă? Să vă primească unde? În corturile veșnice. Pentru că dincolo noi trebuie să ne construim o casă. Doamne, ajută-ne să înțelegem. O veșnicie întreagă, unde e să locuiești? Dă voie să continui cu acest exercițiu de imaginație. Știți ce este veșnicia? Am mers în urmă cu vreo 2 luni la frizer, unde obișnuiesc să mă tund la gura humorului. Și din întâmplare am început să discut cu omul acela și așa m-a dus discuția spre evangelizare și am zis că veșnicia e un loc unde nu există ceasuri. A trecut vreo lună și ceva, am mers din nou la tuns, undeva în luna decembrie, și omul ăsta, eu eram atent la ce vorbeam acolo cu el, cam jumate de oră durează tuns, e un om foarte meticulos, așa, și mie de asta mi-e drag să mă duc la el. Și printre discuțiile mele cu el zice, oare cum o fi veșnicia unde nu există ceas? Opa, zic, Dumnezeu îmi așează acum lucrurile ca să duc mai departe. Și i-am spus, dragul meu, știi cam cum e veșnicia? Hai să ne închipuim și noi și în seara asta să înțelegem cam așa e veșnicia. Și i-am spus așa, uite cum e veșnicia. Veșnicia e cam așa, închipuiți muntele Everest, e cel mai înalt munte care noi îl cunoaștem pe globul acesta pământesc, închipuiți că muntele Everest e acolo și vine o vrabie, o vrăbiuță, și vrăbiuța, timp de vreo 10.000 de ani, ciobește cu ciocul ei și reușește să desprindă din muntele acesta o bucată de piatră cât un bob de fasole. Au trecut 10.000 de ani până a reușit ea să desprindă o bucată de piatră cât un bob de fasole. Zic, acum fii atent, după ce termină ea de desprins tot muntele, veșnicia abia a început. Asta e veșnicia. Fără sfârșit. Și atât de puțin ne preocupăm de ea. Atât de puțin ne interesează de ea. Ascultați-mă bine, sufletul nostru este veșnic. Sufletul nostru va trăi veșnic, ori în chin, ori în prezența lui Dumnezeu. Tu alegi în seara asta. Nu sunt aici să spun lucruri mari și lucruri noutăți, dar sunt aici să-ți readuc aminte că ești trecător. Sunt aici să-ți readuc aminte că veșnicia asta se împarte în 2 locuri și sunt aici să spun că rugăciunile și milostenile sunt valabile doar aici, ceea ce înseamnă că trebuie să începi să te rogi și să faci milostenie. Doamne, ajută-ne! Amin. Suntem chemați să luminăm înaintea oamenilor, fratele Daniel spunea, pune sare, suntem lumină.
Și Domnul Iisus Hristos zice, eu sunt lumina lumii, El a plecat și la un moment dat le zice ucenicilor, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Și la un moment dat zice, tot așa să lumineze și lumina voastră, unde? Înaintea oamenilor, când vor vedea ce? Faptele voastre bune, ce să facă? Să proslăvească pe Tata care e în ceruri. Bine a zis fratele Daniel, arată-L pe Dumnezeu prin fapta ta. Doamne ajută-ne! M-am uitat, un fenomen ciudat se întâmplă cu precădere aici, în perioada asta a anului când cade multă zăpadă, cel puțin la noi este zăpadă și nu știu la dumneavoastră cu ce se dă pe șosea, dar la noi se dă cu nisip și când mergi în spatele unei mașini, dacă e noapte și ai farurile aprinse, îți sare de la roți, se depune pe faruri și la un moment dat te trezești că nu mai vezi nimic înainte. Știți de ce? Că-s farurile cum? Murdare. Noi am vrea de multe ori și Dumnezeu spune, lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor și oamenii, văzând faptele voastre bune, să proslăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Dar ce să faci dacă farul tău e bolnav, e murdar și nu mai străbate lumina? Ce trebuie să faci? Să-l curățești, să-l speli. Și există o posibilitate ca în seara asta să o iei de la capăt. Și posibilitatea asta este în sângele Domnului Iisus Hristos. Atârnă de tine ce ai să faci. Dragii mei, un alt lucru care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, al patrulea gând cu privire la lucrurile care trebuie adeverite și apoi aș vrea să mă apropiu și de încheiere, timpul zboară, este că pe lângă faptul că vom muri, pe lângă faptul că există două locuri unde poți să petreci veșnicia și apoi rugăciunea și milostenile sunt valabile doar aici, trebuie să-ți iei chiar din seara asta, patrulea lucru, lucru cel mai bun. Vedeți? Când vorbește Avram cu bogatul și îi spune, zice, fiule, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune, ai crezut-o că alea-s bune. Lazar, tu ai crezut că și le-a luat pe alea rele, săracul de el, fraierul de el, amărâtul ăsta. Acum fii atent. El aici e în bucurie și tu ești în chin. Aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Și de aici eu am tras o concluzie foarte importantă și anume din versetul 30 și apoi și din versetul 31, cuvântul lui Dumnezeu spune că lucrul cel mai bun care poate să-l ia un om aici și seara asta este pocăința. Doamne ajută-ne! Cel mai bun lucru care poți să-l iei în seara asta, cea mai bună decizie care poți să o iei în seara asta, dintre toate deciziile din viața asta. Ai avut multe decizii care ți-au stat în față, cu cine să te căsătorești, ce școală să faci, dacă să vii sau să nu vii în Spania, dacă să pleci sau să nu pleci din Spania. Nu știu ce decizii mari ți-au stat în cale în viața asta până acum, dar ascultă-mă, cea mai importantă decizie care poți să o iei în seara asta și mă rog ca Dumnezeu să te ajute să o iei, este să te pocăiești. Amin. Că dintre toate câte putea să vorbească Domnul Iisus venind în lume, a ales să spună un singur și mare adevăr, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Asta a spus Domnul Iisus. Eu n-am venit să fac altceva, zice Domnul Iisus și apoi zice și Pavel, eu nu vreau să fac altceva decât să propovăduiesc Evanghelia pocăinței, Evanghelia întoarcerii la Domnul Iisus. Și asta vreau să fac și eu în seara asta, să vă spun, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Este singura șansă cu care poți să ajungi dincolo. Dar, dragii mei, vreau să vă spun câteva lucruri despre pocăința asta care o cere Domnul. Pocăința nu înseamnă doar a te trece de la un cult la altul, a frecventa o biserică unde îți plac cântările și predicele și mai știu ce alte manifestări care au loc într-o locație ca aceasta, ci pocăința înseamnă câteva lucruri care se referă la tine personal. Și vreau să ți le spun în seara asta. Pocăința este ceva care te afectează pe tine. E ceva ce produce Dumnezeu prin Duhul Sfânt și mă rog în seara aceasta Dumnezeu să facă lucrul acesta. Dar te afectează pe tine personal. Și anume, pocăința, dacă putem să-i dăm o definiție foarte simplă în seara asta, este o schimbare a gândirii cu privire la trei lucruri. Primul, o schimbare a gândirii cu privire la Dumnezeu.
Nu e așa că dacă te-aș întreba în seara asta dacă crezi în Dumnezeu, tu vei zice, doar cred, doar de asta am venit aici. Dar vreau să spun ceva. În Sfânta Scriptură scrie că și dracii cred. Și nu numai cred, știți ce mai fac? Se înfioară, tremură. Dar mai departe știți ce zice? Dar nu-i fac voia. Care va să zică pocăința nu-i doar să crezi în Dumnezeu. Să tremuri de frică când trăznești afară sau când vine câte un uragan, câte un taifun, câte un cutremur, când se anunță câte o grozăvie, să-și Doamne ai milă. Nu, nu e asta pocăință. Ce a te pocăi cu adevărat înseamnă să schimbi gândirea cu privire la Dumnezeu și Dumnezeu să îți devină Tată și Mântuitor. Și mă zic, Doamne, ajută la lucrul acesta. Asta înseamnă pocăință. Să nu te mai temi de Dumnezeu că te-a trăsni. Să zici, Doamne, vreau să devii tata meu și de acum vreau să mă tem de tine, să nu te mai supăr. Dragii mei, copiii mei, nu se tem de mine că-i bat. Sunt tată rău dacă copiii mei s-ar teme de mine că-i bat. Dacă am o relație bună cu copiii mei, copiii mei se vor teme să nu mă întristeze. Copiii mei se vor purta în așa fel încât să nu mă supere. Asta e relația adevărată. O vreau să vă spun că Dumnezeu e Tatăl cel desăvârșit, binecuvântat să fie El. El cu copiii lui are o relație de dragoste. Eu pentru că sunt copilul lui Dumnezeu, îl respect pe Dumnezeu. Nu mă tem că nu știu ce ar să-mi facă și ar să mă pedepsească, nu. Eu mă tem să-i strânesc supărare, mă tem să nu cumva prin faptele mele și prin atitudinile mele și prin gândurile mele să îl ofensez. Asta înseamnă pocăință. Când te pocăiești, nu te mai raportezi la Dumnezeu ca cineva care doar te ajută când ești în încercare, ci te raportezi ca la unul care ți este tată în fiecare clipă, îți este domn în fiecare clipă, îți este stăpân al vieții și îl primești în toată viața ta. Doamne, binecuvintează-ne să înțelegem aceasta. Că de multe ori nici pocăiții nu înțeleg asta. Pentru că am întâlnit în biserici două categorii de creștini, două categorii de credincioși. Dați-mi voie să spun lucrul acesta și cred din toată inima că aici la dumneavoastră nu e așa. Sunt o categorie de creștini transformați, oameni care au avut cu adevărat o întâlnire cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, viața lor s-a schimbat, au fost transformați prin Duhul Sfânt și trăiesc o pocăință reală și umblă în sfințenie și nu trebuie să le explici de multe ori că înțeleg de la sine din Sfânta Scriptură și Duhul Sfânt le face cunoscut și iluminează la fiecare pas, la fiecare decizie, în fiecare zi cresc în maturitate și se desăvârșesc spre Dumnezeu. Și cei mai buni credincioși în biserică cu care să tot lucrez. Și am mai cunoscut și altă categorie de credincioși în biserică. Nu transformați, ci dați-mi voie să forțez un termen. Dresați. Oameni care au aderat la pocăință. Au zis, e frumos la voi. A cântat și grupul cu tare, și grupul cu tare. Dar ce frumos a cântat fratele Daniel. Dar ce frumos a slujit, îmi place la voi. Aș vrea să mai vin și să mai vin. Și la un moment dat întreabă cineva, păi dacă tot vii, vreau să spun, uite, noi facem și botezul. A, ca să fiu la voi membru, trebuie să iau botezul. Da, iau și botezul. Dar în inima ta nu s-a schimbat nimic. În inima ta n-a avut loc acea transformare. Și întotdeauna când este ceva de făcut, tu tot întrebi, dar de ce? Dar de ce? Tu ești primul nemulțumit, tu ești primul care nu-ți convine. Știi de ce? Pentru că tu, de fapt, nu te-ai întâlnit cu Hristos. Tu te-ai întâlnit cu o credință, tu te-ai întâlnit cu o religie și mă rog ca în seara asta să te întâlnești cu Iisus Hristos. Amin. E tare important. Pocăința schimbă gândirea cu privire la Dumnezeu. Apoi, pocăința schimbă gândirea cu privire la tine însuți. Vedeți? Până a ne pocăi, noi avem o gramatică. Și în gramatică cam așa sună. Eu, totul se învârte în jurul meu, mie mi se cuvine totul, mie trebuie să-mi facă frații, eu, păi dacă nu îmi face mie, atâta le trebuie. Apoi, na, tu, ce mai rămâne de la mine și tu. Și apoi la urmă El, dacă mai fac timp, adică Dumnezeu. Când te pocăiești, se schimbă gândirea cu privire la tine și se schimbă gramatica. Pe primul loc ajunge El. Mărit să fie numele Lui. Totul se învârte în jurul Lui. Eu mă învârt în jurul Lui.
Pe a doilea loc, în gândirea mea ajunge aproapele meu, adică tu. Tot ce fac este pentru tine. Nu mai am egoism, nu mai am lăcomie, nu mai am gelozie, nu mai am invidie, nu mai am atâtea lucruri care mă duc să mă gândesc spre rău și să păcătuiesc. Și apoi, a treilea lucru, eu, dacă mai rămâne ceva. Și zice Pavel, după ce s-a arătat la toți, s-a arătat și mie. Ca unei stârpituri, un avorton. Eu sunt cel din urmă dintre apostoli. Oare așa era? Așa era? Nu. Dar el față de el, prin pocăință, asta era gândirea. Doamne, pune și în noi gândirea asta. Prima dată tu, apoi aproapele. Și ce mai rămâne? Noi. Că fiecare să privească pe aproapele lui mai presus decât el însuși. Dragii mei, pe lângă că îți schimbă gândirea față de Dumnezeu, față de sine, pocăința, și aici vreau să insistăm foarte, un pic mai mult poate, pocăința schimbă gândirea față de păcat. Asta e cel mai important lucru. Pocăința reală în viața unui om schimbă gândirea față de păcat. Până te pocăi, beai păcatul ca apa. Nici nu te interesa. Dormeai liniștit, cugetul nu ți era afectat. În momentul în care te pocăiești, Dumnezeu regenerează conștiința ta, cugetul tău. Și ascultă-mă, la cel mai mic păcat, tu nu mai poți dormi noaptea. Și fă-ți un test în seara asta. Dacă poți să păcătuiești și să dormi liniștit, pune-ți mari semne de întrebare dacă tu ești copilul lui Dumnezeu. Dar dacă se întâmplă să mai cazi, să mai aluneci, fie prin neveghere, fie prin alte mijloace în care poți să ajungi într-o cursă a celui rău, și atunci rămâi zdrobit înaintea lui Dumnezeu și plângi până simți iertarea lui Dumnezeu și nu poți să mai faci niciun pas până nu simți din nou prezența Duhului Sfânt și puterea lui Dumnezeu în tine, înseamnă că tu ești cu adevărat un om născut din nou, un om pregătit pentru cer. Doamne, ajută-ne! Dar dacă poți să revii la vechile preocupări care le aveai înainte de a veni la biserică și să le faci ca și cum nimic nu s-a întâmplat, puneți mari semne de întrebare în seara asta. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Dragii mei, vreau să mă apropii de încheiere cu următorul gând. Cât mai ești în viață? Cât mai sunt în viață? Haideți să ne punem serios această întrebare. Ce este viața mea? Care e scopul vieții mele? Oamenii se întreabă mereu și se întreabă mereu, eu de unde vin, eu unde mă duc? Și orice om cu o minimă inteligență și cu o minimă capacitate de gândire se întreabă, domnule, eu de unde vin? Eu unde mă duc? În seara asta puneți foarte serios întrebarea, viața ta este în ordine? Dacă ar fi să mori în noaptea aceasta, să ți se ceară înapoi sufletul și trupul să se întoarcă în țărână, că din țărână a fost luat și în țărână trebuie să se întoarcă, tu unde vei merge? Nu te juca cu sufletul tău? Nu risca atât de mult cu privire la sufletul tău, pentru că va fi o veșnicie întreagă. Va fi o veșnicie, o eternitate în care poți să o petreci în chin, departe de Dumnezeu, sau poți să o petreci în fericire, alături de Dumnezeu. Decizia este a ta. Nu știu de câți ani vii pe calea pocăinței, nu știu prin câte ai trecut până în momentul acesta, dar mi-ar părea foarte rău să știu că ai cedat când aproape erai la final. M-ar durea foarte mult în seara aceasta să știu că odată erai un om plin de putere și acum nu mai ești. La un moment dat în Sfânta Scriptură Dumnezeu se plânge de Efraim și spune, Efraim săracul, niște străini îi mănâncă puterea. Și știți ce? El nu-și dă seama. Nu știu cine îți mănâncă ție puterea. Poate internetul îți mănâncă puterea. Poate timpul petrecut în fața televizorului îți mănâncă puterea. Poate timpul petrecut în fața calculatorului îți mănâncă puterea. Poate gândurile străine îți mănâncă puterea. Poate obiceiuri și fapte stricate îți mănâncă puterea. În seara asta, în numele lui Iisus Hristos, te provoc, rupe orice legătură. Întoarce-te la Dumnezeu și Dumnezeu să fie acela care să aducă eliberare. Amin? Mi-ar părea atât de rău să știu că la final te-ai prăbușit. Mi-ar părea atât de rău să știu că la final, când mai aveai foarte puțin,
să ajungi la capăt, să pierzi tot. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură spune așa, dacă un om neprihănit cade în nelegiuire și nu se pocăiește, toată neprihănirea lui va fi uitată. Nu contează că ai umblat 30 de ani pe calea pocăinței, nu contează că ai umblat 20 de ani pe calea pocăinței, contează felul în care ai sfârșit pe calea pocăinței. Și Doamne ajută-ne să sfârșim în veșnicie fiecare dintre noi. Ce folos să trăiești din amintiri? Nu te-ai săturat să trăiești din amintiri? Ce frumos era odată. M-am întâlnit azi cu unii frați și am zis, ce frumos era odată. Dar oare Dumnezeu vrea ca eu să trăiesc din amintiri? Dumnezeu vrea să trăiesc astăzi plin de putere și plin de bucurie. Dumnezeu vrea astăzi să fiu plin de pocăință, plin de suc și verde și să aduc roadă până când? Până la bătrânețe. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Scopul lui Dumnezeu cu privire la tine, oricare mă asculți în seara asta, este să-ți revii din starea asta. Că Dumnezeu e prezent aici. Și Dumnezeu vrea să te ridice din starea ta. Vedeți, avem un dușman al sufletelor noastre, care vrea să ne țină legați, care vrea să ne țină ca într-un vacuum, care vrea să ne țină ca într-o ventuză, să zică, lasă că data viitoare, spunea fratele, cine vrea să se predea? Cine vrea să se întoarcă și să zică, din seara asta pun un capăt, din seara asta pun un hotar, din seara asta o rup cu păgânătatea, din seara asta o rup cu lumea și vreau să mă întorc la Dumnezeu? Cine vrea? Nu e așa că dacă aș întreba, am zice, toți vrem. Toți vrem. Nu-i niciunul aici care să zică nu, dar vine diavolul și zice, mai lasă un pic. Acum, chiar seara asta, pentru ce să faci pasul seara asta? Nu e așa, mai ai atâtea lucruri, lasă că ce ori zice cu tare, lasă că ce ori zice ceilalți, lasă că ar fi bine, uite, poate mâine seară să faci lucrul ăsta. Dragii mei, a fost o persoană care la un moment dat a vrut să se predea. A vrut să se predea și ceva parcă îl ținea pe loc. Și a zis, lasă că mă predau mâine seară. S-a dus acasă. S-a dus acasă, a spus familiei lui care îl adusese la biserică, le-a zis, mâine seară mă predau. Știți ce a fost trist? În noaptea aceea a murit. Vreau să vă întreb, a murit un om mântuit? Nu. Pentru că a amânat. Dacă mi-aduc aminte de ceva de la mama mea când eram la școală și amânam să-mi fac lecțiile, tot ce lasă că le fac peste o oră, lasă că le fac peste o oră, că asta e tendința noastră, să amânăm. Mama mea mi-aducea aminte întotdeauna și îmi spunea vorba asta, zice, băi băiete, amânarea e arma dracului. Așa îmi spunea și îmi răsună și acum în ureche vorba asta, amânarea e arma dracului. Adică cu amânarea tot te face să zici, lasă că data viitoare, lasă că o-i face, lasă că mă voi pocăi, lasă că mă voi întoarce. Și dacă nu vei mai avea ocazia, în seara asta sunt aici să te provoc să te împaci cu Dumnezeu. N-am venit să-ți aduc noutăți, n-am venit să aduc o predică în care să scot nu știu ce lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu ăsta a fost scopul. Și am zis, Doamne, în seara asta ajută-mă să predic adevărul Tău cât mai simplu. Ca nu cumva să mă fac vinovat de o exprimare greșită, să mă fac vinovat de nu știu ce frază alambicată care s-o fi spus și dumneavoastră să nu fi înțeles. Aș vrea să vă întreb, ați înțeles cuvântul lui Dumnezeu? Amin? Și în partea asta, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Acum depinde de dumneavoastră ce decizie luați. Vă invit să vă ridicați în picioare. Decizia o luați în fața lui Dumnezeu, nu o luați în fața noastră, nu o luați în fața fratelui slujitor sau în fața mea, în fața nu știu cui din biserica asta. Decizia o iei înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să te întreb în seara asta, dacă ai înțeles adevărul, ești conștient că ești trecător? Amin? Ești conștient că veșnicia, că după moarte există o veșnicie? Ești conștient? Amin? Ești conștient că există două destinații unde se poate petrece veșnicia? Amin? Rai sau iad, unde vrei să ajungi? Ești conștient că în seara asta, singura șansă pentru tine ca să ajungi în rai este Iisus Hristos? Nu-i Părintele Avram? Nu-i Sfânta Paraschiva? Nu este nu știu ce alt mare sfânt care probabil au trăit și sunt în cer în prezența Domnului? Ci singura cale ca să ajungi în Împărăția lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Îl cunoști pe El? A fost un moment în viața ta în care te-ai întâlnit cu El și ai zis, Doamne Iisuse, vreau să Te urmez toată viața mea. Vreau să Te slujesc până la sfârșitul vieții mele și ceva să se schimbe în tine.
Dragii mei, am avut o paranteză cruntă în viața mea, când, deși m-am născut din familie de credincioși, deși m-am născut între părinți credincioși care l-au slujit pe Dumnezeu, am ales să n-ascult de Dumnezeu. Și a fost o perioadă în care m-am depărtat de Dumnezeu și am refuzat pocăința. Și m-a dus Dumnezeu pe un pat de spital. A știut Dumnezeu să mă frământe și să mă învârtă din pornirile mele și m-a dus pe un pat de spital și mi-a spus medicul, aveam 17 ani, mi-a spus medicul, dacă mai trecea o oră, tu mureai. M-am uitat în dreapta și era un om operat de ficat, în partea asta la altă unul operat de pancreas, care a zis unul la un milion scapă. Mi-am pus foarte serios în noaptea aceea, deși aveam doar 17 ani. Mi-am pus întrebarea și am zis, Dumnezeule, dacă eu muream, cum a spus medicul, ce se întâmpla cu mine? Am înțeles lucrul acesta că am un suflet și sufletul meu este veșnic. M-am coborât cum am putut de pe pat, cu tuburile acelea, cu furtunile acelea, ca după operație m-am coborât la marginea patului. Și am zis, Doamne Iisuse Hristoase, până acum m-am jucat cu Tine. Faptul că m-am născut din familie de pocăiți nu mă califica să intru în rai, nu, nu. Pe niciunul dintre dumneavoastră nu vă califică să ajungeți în rai dacă tata e pocăit sau dacă mama e pocăit sau dacă părinții sau dacă copiii tăi sunt credincioși. Nu înseamnă că tu vei intra în rai, nu, nu. Și m-am prăbușit și am zis, Doamne, m-am jucat cu pocăința, m-am jucat cu Tine, dar vreau din seara asta să devin un om serios. Din noaptea asta vreau să pui stăpânire peste viața mea și vreau să fii Domnul și Mântuitorul vieții mele. S-a întâmplat ceva în noaptea aceea. Ceva ce a schimbat toată viața mea și sunt cel mai fericit om din clipa aceea. Și sunt aici ca să vă mărturisesc că și dumneavoastră puteți fi fericiți. Trebuie doar să vreți. A venit dimineața și în dimineața următoare au venit la mine să mă viziteze prietenii mei din lume. N-am mai simțit nicio atracție față de ei. Schimbase ceva Dumnezeu în mine în noaptea aceea. Nu știu cum a făcut-o, prin Duhul Sfânt a produs nașterea din nou. Binecuvântat să fie El pentru asta. El a făcut-o, e o minune mare. Nașterea din nou e cea mai mare minune care poate să aibă loc pe pământ. Dintr-un păcătos, prin naștere din nou, tu să devii un fiu al lui Dumnezeu. Vrei și tu lucrul acesta? Mi-a schimbat Dumnezeu viața. Am o perspectivă, dacă se întâmplă să mor noaptea asta, mă duc în cer la El. Pentru că știu că L-am slujit. Am siguranța asta. În fiecare zi stau de vorbă cu El. Ca o să-L slujesc și alergăm împreună cu frații. Să spunem și celorlalți că cerul are loc și pentru tine. Vrei să fii un om care să intri în cer? Ridică o mână sus și spune, vreau și eu să intru în cer. Doamne, binecuvintează mâinile care s-au ridicat. Aș vrea ca în ziua aceea când vom veni, când va veni Dumnezeu cu slavă și cu glorie, mâinile care s-au ridicat în seara asta, să fie mâini pe care Domnul Iisus să le prindă de mână și să zică, vino și tu în împărăția mea. Vrei să ajungi în împărăția lui Dumnezeu? Poate ești chiopătat de atâtea ori și te-ai poticnit de atâtea ori și ai zis, de data asta nu mai fac și următoarea zi iarăși te-a corupt cel rău. Nu vrei în seara asta să te rededici Domnului? Să zici, Doamne, ți-am promis cândva că Te voi sluji până la moarte și am călcat în picioare promisiunea asta. Dar în seara asta, Doamne, cred că Tu mă poți umplea cu Duhul Sfânt. Cred în seara asta că mă poți curăți, Doamne, și cred că îmi vei da putere să stau în picioare, Doamne, și să nu mai fiu un frânt, să fiu un învingător. Pentru că în cer, dragii mei, vor ajunge cei ce au biruit. Vrei să fii un biruitor? Cine vrea să fie un biruitor să ridice o mână sus? Zice, Doamne, vreau și eu. Da, Doamne, vreau și eu. Doamne, notează mâinile acestea. Și ia aminte, Doamne, la fiecare mână care s-a ridicat în seara asta. Dacă există persoane care vor să vină în față să ne rugăm împreună, într-un mod mai deosebit, vă invit să faceți lucrul acesta. Noi nu suntem mai deosebiți ca dumneavoastră, dar există un Dumnezeu care e mai mare peste noi. Binecuvântat să fie El. Și Dumnezeul acesta atât de mare că poate prin mâinile mele și prin mâinile fratelui Sami să aducă vindecare în seara asta. Credeți lucrul acesta? Nu mâinile noastre! Prin mâinile noastre Dumnezeu poate să facă. Binecuvântat să fie El. Eu cred într-un Dumnezeu care m-a vindecat. Fetița mea era bolnavă, nu știa fratele când m-am dus la rugăciune, un om simplu ca și noi. Nu știa ce boală are. M-am zbătut, avea un an și jumătate și până la un an și jumătate am mors de 15 ori în spital cu ea, internat. De 15 ori. Mă durea cumplit când îi căutau medicii, asistentele, venile să-i bage din nou branule. Și a zis, nu se mai poate, vreau să mă duc la Dumnezeu.
Și a mers la rugăciune și, pentru că era omul lui Dumnezeu acolo, fără să știe ce boală avea fetița mea, a spus, iată că mă ating de urechea ta. Avea o boală cu o problemă gravă la ureche și a zis, mă ating de urechea ta stângă, mă ating de urechea ta dreaptă, fac legătura și vindec. Vreau să vă spun, e cel mai minunat copil, e vindecat, că s-a atins Iisus Hristos. Credeți că Domnul mai poate să vindece? Credeți că Dumnezeu mai poate să salveze? E același Dumnezeu. Nu s-a schimbat, noi ne-am schimbat. Noi ne-am schimbat și ne pare rău, Doamne, în seara asta. Dar vrem ca Dumnezeu să lucreze în mijlocul dumneavoastră. Dacă sunt persoane care văd în mod deosebit, să ne rugăm. Vă invit să veniți în față.